Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Doina Pleșca și vă invit să fiți alături de mine la o nouă ediție a emisiunii Izvorul Sănătății, aici, la Tezaur Folk. Acneea vulgară reprezintă una dintre cele mai frecvente patologii des întâlnite în practica dermatologică. Care sunt cauzele acesteia, apariția și metodele de tratament, le aflăm de la invitatul nostru de astăzi și anume domnul Eugen Gorgos, medic dermatovenerolog, care de altfel este și fostul meu profesor pe parcursul celor 6 ani de studenție la cursul de dermatovenerologie. Domnule doctor, bună ziua și bine ați venit în platoul emisiunii Izvorul Sănătății. Bine v-am găsit, bine te-am găsit. Dacă toți suntem colegi, cred că o să fie mai bine să ne adresăm la tu. Bună ziua, stimați telespectatori! Sper că vom avea o discuție foarte caldă și foarte prietenoasă, întrucât scopul nostru este să oferim cele mai utile și eficiente informații pentru telespectatorii noștri și pentru ulterior pacienți. Deci, tematica noastră de astăzi este acnea vulgară. Ce reprezintă această patologie în sine? Da, va fi exact ca la lecțiile, ca la orele de dermatologie, da, din câte țin eu minte? La facultate. Într-adevăr, ai spus foarte corect, Doina, că acnea vulgară și sindromul seboreic din care face parte este una din cele mai frecvent întâlnite patologii în adresarea la medicul dermatolog în Republica Moldova și creează multe probleme, mai ales adolescenților atunci când se dezvoltă această patologie. Ce știu oamenii despre aceasta, cum spun în popor, că le apar coșuri pe față. Da? Cea mai răspândit simptom sunt acele coșulețe pe față. Noi le știm denumirea medicală, nu cred că este cineva foarte cointeresat. Comedoane sunt acele leziuni non-inflamatorii, da? Sunt puncte albe și puncte negre numite în popor. Punctele albe ar fi comedoanele închise, care sunt epitelizate, acoperite cu piele. Punctele negre, cele deschise, care mai ușor se curăță, se prezintă ca puncte negre pe zona seboreică, iar coșurile oamenii le numesc pe cele inflamatorii, papule și pustule, deja papule când sunt roșii și pustule când au așa un căpușor alb cu conținut purulent înăuntru. Este o patologie foarte răspândită la noi în Republica Moldova. Unele statistici ne arată că s-ar întâmpla la până la 70% din toți adolescenții. Cineva forme mai ușoare, cineva forme mai grele, cineva doar comedoane, puncte albe și negre, cineva coșulețe și unele forme grave sunt cu noduli, chisturi, niște leziuni cutanate pe piele care lasă deja urme, care lasă cicatrici. Eu aș propune astăzi ca să mai dezvăluim, să mai dezmințim câteva mituri întâlnite. Așa, ar fi binevenit. În calitate de specialist, deseori se adresează lumea și spune că eu am coșuri, dar nu ca la toată lumea. Eu am coșuri ceva mai deosebit, că la mine ele apar din interior, de parcă la alții apar de undeva, aterizează pe piele. Pe suprafața pielii. Da, absolut la toți se dezvoltă în foliculul pilosebaceu, cum îi spunem noi, se dezvoltă înăuntru la piele și pe parcurs, în câteva zile, e rupe la suprafață pacienții acuzând acele coșuri. Deci la toți sunt cam la fel. Încă o parte pozitivă este că tratamentul, în general, un examen dermatologic, o consultație la medicul dermatolog, în cazul unui pacient cu acnee sau unei paciente cu acnee, nu presupune prea multe analize. Ceea ce aș vrea tot să afle telespectatorii, că în cazul acnei vulgare nu este necesar să cheltuie sumedenii de bani pe analize deseori inutile. Pentru că cauza acestei patologii este de fiecare dată aceeași. Cauza de bază este la fel la toată lumea. La fel cum și flora, bacteriile care se mulțesc în piele, unele din ele sunt exact identice la absolut fiecare persoană care are coșulețe. Haideți să vorbim despre cauzele apariției acestei patologii. De ce unele persoane totuși sunt afectate de această boală și unii adolescenți sunt feriți? Totul ține de fondul hormonal
de nivelul de hormoni sexuali, masculini și feminini, care se află într-un etapă a dezvoltării la adolescență în organism. De fapt, balanța între estrogeni și androgeni. Estrogeni sunt hormonii sexuali feminini și androgeni sunt hormonii sexuali masculini. Bineînțeles, fiecare persoană, atât bărbații cât și femeile, atât băieții cât și fetele, au o cantitate și de un fel și de alt fel, iar nivelul lor, da, balanța între acești doi hormoni determină activitatea glandelor sebacee. Glandele sebacee sunt acele glande din partea superioară a corpului, toracele superior, față și scalp, care produc sebum, niște grăsimi. Da? Vorbim de acele persoane cu activitatea crescută a glandelor sebacee, că au tenul gras, pielea grasă, se îngrașă repede părul și tot ei sunt predispuși la apariția mai întâi a comedoanelor, puncte albe și negre, iar apoi a coșurilor. Legătura este absolut directă. Glandele sebacee care produc grăsimi, da? Mai cu seamă în zona sebăreică, sunt direct dependenți de nivelul hormonilor androgeni, acel nivel al hormonilor sexuali masculini produși în corp. Cu cât mai mulți hormoni androgeni, cu atât mai multe grăsimi produce glanda. Mai mult de atât, nu doar produce mai mult, dar ea chiar se hipertrofiază, crește în dimensiuni și, iată, la acest moment pot surveni unele carențe în eliminarea sebumului acestor grăsimi la suprafață. Se mai astupă, se astupă porii, formează comedoane, glanda rămâne fără un duct de excreție, începe să se inflameze, se infectează și cu toate consecințele care sunt, da, apar acele coșulețe inflamatorii, dureroase, uneori neplăcute estetic. Iar cauza, mă repet, sunt acel nivel de hormoni androgeni. În calitate de popor, noi suntem androgenizați. Bărbații sunt cu alopecie androgenetică, le cade părul de pe cap, le crește barba bine, au voce mai brutală și tot nivelul acesta crescut de hormoni androgeni ne aduc și la cele date statistice de care am vorbit anterior, da? Până la 70% dezvoltă și o patologie din sindromul seborei. Deci tot hormonii androgeni produși în testicole la bărbați sau în ovare la femei ne fac aceste probleme. La bărbat este ceva fiziologic, noi în stările banale de acne nu ne implicăm absolut în fondul hormonal. La femei, cantitatea crescută de hormoni androgeni, iarăși care stimulează glandele sebacee și care duc într-o finală dezvoltarea acnei, cel mai frecvent se dezvoltă în unele patologii ovariene, cum ar fi chisturile ovariene, boala polichistică ovariană. De aceea, iată, din examinările unei fetițe, unei doamne sau domnișoare cu acnee, da, cu coșuri pe față, ar include și poate chiar din primele examinări o testare la ginecolog cu ultrasonografia ovarelor de văzut dacă nu sunt acolo unele probleme ginecologice ovariene care trebuie testate. Pentru că altmintrele, dacă adolescentă are ovare polichistice, sunt chisturi solitare, permanente, cu producere de hormoni androgeni sexuali masculini în exces, noi vom trata pielea, va avea efect, iar efectul acesta o să fie temporar, pentru că cauza va rămâne constantă. De aceea, în cazul femeilor, se tratează cam în comun cu medicul ginecolog. Așa. Sunt unele zone mai des afectate și ale corpului uman. Și care sunt acestea? Da, vorbeam anterior despre zona seboreică, o numim noi acea zonă în care sunt foarte multe glande care produc grăsimi. Este toracele superior, zona decolteului, spatele uneori poate să fie afectat chiar jumătate din tot spatele, partea superioară, fața și scalpul. Iată toate zonele unde se manifestă sindromul seboreic, acolo unde sunt foarte multe și sunt foarte active, androgen dependente, hormonal dependente, glandele sebacee care produc grăsimi. Ele trebuie să fie produse pentru că aceste grăsimi ne ajută la hidratarea pielii. Da? Partea pozitivă cu acea rată mare de acne și de sindrom seboreic este că moldovenii arată tânăr, mai ales cei care sunt cu tenul gras, care dezvoltă acne în adolescență, iar uneori în tinerețe, își păstrează pielea tinerețe, da? Nu îmbătrânește, nu apar ridurile așa de frecvent, dacă să vedem partea plină a paharului.
În ce măsură sunt afectați băieții și fetele din experiența dumneavoastră, din categoria de pacienți? Absolut egal, probabil, dar și adresabilitatea. Să înțelegi că fetele se adresează mai frecvent. Da? Este mult mai important aspectul estetic a feței unei adolescente, unei femei tinere, decât bărbații, decât la bărbați. Bărbații frecvent nu prea dau valoare la aspectul estetic. Această patologie nu are consecințe sistemice ca să se simtă cumva bolnav, deci omul se simte perfect sănătos fizic, poate unele incomodități din cauza durerii coșurilor. Sau putem menționa că această patologie are unele efecte psihosociale negative asupra populației. Absolut. Zic eu că este o barieră psihologică pentru un pacient până a se adresa la medic și câteodată noi avem frica asta. Mă tem și să mă adresez la medic, mă tem de diagnosticul pe care îl voi primi. Da, problema cu, într-adevăr, toate patologiile de piele, da, să ne amintim din lecțiile de dermatologie, pielea are și o funcție estetică și de comunicare. Mai ales în adolescență, da, niște leziuni cutanate apărute pe piele, pe față, care sunt vizibile absolut la toată lumea, în colectivități, în școală, în facultate, ar putea să ducă la o dezadaptare psihosocială, să ducă la să creeze niște probleme psihologice la persoană care să fie mai puțin comunicabilă, mai puțin deschisă, pentru că să aibă un complex, cum îi spunem noi, nu-i place cum arată, sau să nu fie încrezut băiatul sau fata în relațiile de dragoste, să-și facă cunoștință. Și apropo, eu am spus că femeile se adresează mai frecvent, dar în ultimul timp avem și foarte mult bărbați, tot crește în fiecare an rata bărbaților care tot vor să arate bine, să nu aibă imperfecțiuni pe față, pentru că asta la fel le oferă o încredere în socium, în societate. Am uitat care a fost începutul întrebării. Deci, ca o continuitate, poate fi necesară implicarea unui medic psiholog, unui specialist de domeniu în vederea soluționării din alt punct de vedere acestor probleme? Desigur, mai ales dacă vorbim de adolescenți, cea mai frecventă categorie de vârstă care suferă de acnee, dacă sunt probleme mari, o să apelăm și la consultul psihologului. Totuși, adolescenții, din moment ce le rezolvăm problema estetică pe față, de obicei și acele probleme de dezadaptare psihosocială dispar și ele foarte, foarte rapid. Dacă vorbim de o familie bună, de un colectiv adecvat, eu le mai spun adolescenților care simt eu că au probleme de comunicare din cauza problemelor cutanate, da, aspectul estetic, le mai spun că data viitoare, când merg la școală, la lecții, să privească mai atent colegii. Pentru că, bine, statistica, puteți citi date diferite, da? 30% suferă de acnee, 70%, dar într-un final foarte mulți. Doar că la cineva sunt forme mai severe, cineva are doar comedoane, puncte albe și negre, cineva are mătreață, cum îi spunem în popor, la fel, face parte din același sindrom seboreic, doar așa se manifestă pe scalp datorită unei pterosporoze, unei ciupercuți care se dezvoltă. Și ideea este ca să examineze cei mai apropiați, prieteni, colegi, și să vadă că au și ei imperfecțiuni. Unii le maschează mai bine. Mai ales domnișoarele. Mai ales domnișoarele. Unii le tratează sau le mențin. Au un comportament mai corect, niște reguli de îngrijire a tenului mai perfecte și nu se ajunge la forme mai grave. Da? Sau aceleși leziuni inflamatorii sunt mai puține și mai puțin inflamate. Pentru că, spre exemplu, cineva dimineața face un duș fierbinte și atunci toate coșurile o să fie roșii prima jumătate a zilei, tocmai cât ei frecventează școala. Cineva dimineața știe că e un sindrom seboreic, e mai bine să speli fața cu apă rece. Și atunci inflamația o să fie mai puțin vizibilă. Dar, într-adevăr, foarte, foarte mulți suferă de sindromul seborei. Așa, în literatura de specialitate este menționat Propionibacterium acnes. Care este legătura sa directă în apariția și dezvoltarea acnei vulgare?
Da, propion bacteria Acnes sau Corine, bacteria Acnes, o mai numim noi. Este o floră bacteriană, o bacterie anaerobă, deci trăiește în mediu fără oxigen și este absolut identică la toți pacienții care suferă de acnee. Nu este necesar să colectăm investigații, să punem la însămânțare, ba mai mult ca atât, aceste bacterii anaerobe nici nu se testează, deci nu putem să luăm analiză la ele. Deci este un agent patogen comun. Pentru toți cu sindromul seborreic. Și este acel agent patogen care duce la prima inflamație, da? La primul punct roșu, primul coș de culoare roșie. Acel coș de care spun toți că apare de sub piele, dinăuntru, și eu vreau să dau analize de sânge, da? să mi-l testați. Este identic absolut la toată lumea. Mai fac eu o comparație, deci nimeni nu știe cine a apărut primul, ou sau găină. Așa e și în acnee, se duc multe discuții. Ce este primordial? Este comedonul, acel dop care astupă porul alb sau negru, punctul alb sau negru de care am vorbit, sau inflamația foliculului indusă de propriu bacteria Acnes. Ele merg cam concomitent, da? Știam noi înainte că mai întâi apare dopul, iar acolo unde sebumul nu se mișcă, nu iese la suprafață, respectiv cum este apa în râu, care niciodată nu se dezvoltă bacteriile, deci un număr mic de bacterii se dezvoltă, pentru tot timpul este o mișcare. Și apa într-o baltă, care foarte rapid se dezvoltă flora acolo și peste un timp începe să miroase urât. Așa știam și noi despre glanda sebacee, astupat, nu mai circulă sebumul și foarte rapid se infectează, anume cu această bacterie de care vorbim, inducând o inflamație, un coș roșu. După ultimele cercetări din ultimii ani, se încearcă să demonstreze și deja sunt unele date că însăși bacteria, propion bacteria Acnes, primordial generează formarea dopului, deci că fără ea nu ar fi nici dopul format, adică ar putea să fie ea una din cauzele principale a dezvoltării deja patologiei. Nu uităm de hormoni. Patologia se dezvoltă la persoane predispuse, cu un ten gras, cu hiperactivitatea glandelor sebacee, care probabil în 99% este generată de hormonii androgeni. Dar și bacteria își face acțiunea sa inflamatorie cu apariția coșurilor. Deci este o conlucrare între mai mulți factori pentru a obține un asemenea rezultat. Da. Deci cum putem stabili diagnosticul concret? Este suficient doar în prealabil o examinare obiectivă a pacientului și putem stabili definitiv diagnosticul? Diagnosticul se stabilește de către medicul dermatovenerolog sau dermatolog, numiți-l cum doriți, esența e aceeași. La o examinare, cel mai frecvent este suficientă examinarea medicului. Nu este necesar în mare majoritate a cazurilor de a recurge la careva investigații suplimentare. Totuși, după cum am spus, la femei le mai recomandăm o investigație ginecologică. Dacă sunt și alți factori sau poate alte probleme de sănătate, mai manifeste, mai grave, nu din cele mai simple, tranzitorii, trebuie să luăm o atitudine, pentru că pacientul, noi tratăm pacientul, nu patologia, și pacientul, în afară de acnee, ar putea să mai aibă alte probleme de sănătate pe care noi tot trebuie să le luăm în considerație. Dar asta deja stabilește medicul în discuția și la examinarea fizică a pacientului. Iar ca să continui ideea cu bacteria și despre acele analize care eu sunt indignat, uneori vin pacienții cu o mapă plină de investigații în care jumătate din investigațiile cele nu au valoare în diagnostic și tratament. Sunt efort și bani cheltuiți în zadar, fie cheltuiți de către stat la instituțiile de stat, fie cheltuiți de către pacienți la instituțiile și laboratoarele private, dar trebuie să ne învățăm și noi să fim cât mai eficienți, deci să cheltuim atât cât este necesar pentru soluționarea unei probleme de sănătate. Pentru că dacă noi irosim banii în zadar, nu o să ne ajungă pentru alte probleme și o să fim în situație și mai rea. Și zicem de aceea bacterii, care este una din primordialele cauze care generează inflamația, ea este identică la toți și noi foarte bine știm care sunt preparatele care ar distruge-o, care ar trata-o. Identic la toată lumea, fără investigații suplimentare. Și, practic, sunt
antibacteriene topice, da, care se aplică sub formă de geluri sau creme sau spume pe zona afectată, care distruge aproape total flora de Propionibacterium acnes și ar induce, desigur, la o ameliorare clinică. Este nevoie și de administrarea unor preparate sistemic sau este suficient un tratament local? De la caz la caz, desigur. Vă spuneam de ovarele la femei, dacă ginecologul consideră că trebuie de implicat, că sunt niște modificări permanente care trebuie tratate, bineînțeles va primi tratament hormonal sistemic. La bărbați și la femei în forme severe de acne, neapărat se va recurge la tratament sistemic, inclusiv și antiandrogen. Sunt preparate care scad nivelul de hormoni androgen, cel puțin la nivelul pielii, da, la nivelul glandelor sebacee, ca să scadă și activitatea acestor glande. În cazurile banale, în funcție de severitate și evoluția acnei. Dacă să vorbim de o acne comedonală, cu puține sau unice leziuni inflamatorii, în cele mai dese cazuri este suficient doar tratamentul topic. Da, să tratăm comedoanele, să dăm un preparat keratolitic care distupă acele dopuri care se creează acolo, care sunt blocate, și să dăm un antibacterian topic pentru flora anaerobă, pentru bacteria anterior pomenită. Și asta ar fi suficient. În situații severe, când este un proces dezvoltat mai mulți ani sau nu s-a luat o atitudine corectă, nu s-a tratat corect sau s-a tratat haotic cu preparate care înrăutățesc situația, vom recurge și la un tratament antibacterian și antiinflamator sistemic. Da? Sunt două grupuri de antibiotici care sunt recomandate în toată lumea în acneea polimorfă, în acneea papulopustuloasă, care au și efect antibacterian sistemic, bineînțeles cu unele sisteme, cu unele efecte adverse la tractul gastrointestinal, de ce nu, sau în general, și au și un efect antiinflamator, care reduc din inflamație. Iarăși, medicul este acela care va decide care este linia de terapie, prima, a doua, a treia, a patra, care va fi prescris pacientului în funcție de tipul și severitatea acnei. Iar în formele severe, sunt preparate derivați din vitamina A, se numesc ei retinoizi, care sunt, de fapt, până când cam unica șansă de a scăpa de forme severe, nodulochistice de acne, acele forme care spuneam eu anterior, că pot lăsa și cicatrici, ducând la o mutilare a zonei afectate, destul de important și destul de important de inițiat tratamentul sistemic la timp. Totuși, marea majoritate a cazurilor de acne rămân a fi banale, o formă comedonală, o formă polimorfă sau papulă pustuloasă cu coșulețe, cu conținut purulent, mai severă evoluție, mai moderată sau mai ușoară evoluție și mai mult de jumătate din aceste forme banale obișnuite, noi le putem trata uneori doar cu tratament topic. Așa, și acest tratament este indicat în cazurile severe pe toată viața sau doar la nivel de apariție a acelui puseu acut de acnee? Nu există în acnee tratament pe toată viața, slava Domnului. O cură de tratament într-o formă medie, da, moderată de acnee, ar dura de la 2 până la 3 luni. Fie doar cu tratament topic, fie cu tratament topic și tratament sistemic. În formele severe, cele care lasă cicatrici, cura de tratament ar dura în mediu 5-6 luni și preparatele sunt mai puternice cu efecte adverse mai severe. Dar sfatul pentru fiecare persoană care suferă de acne să nu facă tratamente ghidați de informația pe care o găsesc pe internet sau din emisiuni cum sunt al noastră, pentru că medicul va decide care este tratamentul corect, cel mai puțin nociv pentru sănătatea omului și, deci, minimal eficient. Deci se dă minimal preparat ca să fie o eficiență.
Totuși, nu trebuie pacientul să aștepte în acnee la o eficacitate, la un efect bun terapeutic în prima lună a tratamentului. El practic nu există, extrem de rar, foarte rar. Și asta e o a doua problemă, pentru că pacientul vine la medic, dermatolog, specialist, îi se prescrie un tratament. Să zicem că îi se prescriu două geluri de aplicare topică pe piele dimineața și seara, o cremă de protecție solară adecvată pe parcursul zilei în perioada caldă a anului, poate niște suplimente cu niște vitaminele grupului B, poate antibacteriene sistemice. Pacient fericit că a făcut un efort, a ajuns la medic și vrea să se lămurească în problema sa, merge acasă, chiar să facă ideal, conform prescripției, să folosească aceste medicamente, în două săptămâni ar avea șansă să facă o acutizare, să apară și mai multe coșulețe, și mai multe comedoane. Nu demoralizează cumva situația asta? Noi, eu personal, îi preîntâmpim. Deci, în decurs de două săptămâni, cel mai probabil, sau este o probabilitate destul de mare, că o să fie o acutizare. Să nu vă sperie această acutizare. Ea este fiziologică, așa este procesul de tratament și ea poate fi, poate să nu fie, dar dacă ea apare, este ceva normal, nu trebuie de stopat tratamentul. Ceea ce multe persoane califică precum tratamentul nu este eficient, da, nu mi-a ajutat, eu îmi schimb doctorul, dermatologul acesta nu este competent. Bun. Competent. Da, competent, merge la alt dermatolog și alt dermatolog îi prescrie aceeași linie și de tratament. Și zici că toți sunteți la fel. Da. Și a doilea tot, da, poți să, cineva iubește un preparat, o denumire cu aceeași substanță activă, altul scrie altă denumire, dar e aceeași substanță activă, pacientul crede că primește alt tratament, îl primește tot pe același, mai trec două săptămâni, iarăși nu prea este eficient, a trecut abia o lună de tratament și aceala cu o pauză cât a ajuns la a doilea specialist, dermatologul este rău. Peste încă două săptămâni ajunge la mine, eu îi mai scriu, nu-mi arată, nu-mi spune de ceilalți specialiști, eu iarăși examinez situația, îi prescriu tratament, mai trec două săptămâni și iată cam la o lună jumate vin primele efecte terapeutice vizibile și pacientul spune că da, Eugen este un medic bun, dar ceilalți doi sunt medici foarte, foarte răi și incompetenți, nicătând la faptul că toți trei am făcut același lucru, am prescris plus minus aceeași schemă de tratament, pentru că noi toți ne ghidăm de aceleași ghiduri și standarde de specialitate. Noi toți citim aceleași cărți, facem aceeași facultate, la aceeași catedră, la care ai fost și tu. Și da, din câți studenți ați fost în grupă? 12. 12 studenți. Cineva a obținut nota maximă la examen, cineva a obținut notă mai mică, deși toți au fost în aceleași condiții. Da, da? Și au primit aceleași cunoștințe de la același profesor. Da, până la urmă nu vă dăm la nimeni licența până nu aveți cunoștințe foarte bune într-un domeniu oarecare. Ideal ar fi ca în concluzie la toată această istorie, ideal ar fi să vă selectați un specialist, un dermatovenerolog în cazul sindromului seborieic sau acneii și acel medic să-și ia angajamentul să fac tot posibilul ca în 3 luni, uneori 4, 5, 6 situații sunt diferite, să rezolve situația cu acnee. La vizite repetate să mergeți la același specialist, care dacă nu a fost eficientă o linie terapeutică, o va prescrie pe următoarea, mai eficientă. Da? Și tot așa până se ajunge la un efect bun și la un pacient fericit și sănătos. În cazul când pacientul administrează o perioadă de timp tratament, urmează câteva luni de o stare de bine în care el este fericit, nu are comedoane, nu are acnee, apar iarăși se adresează. Deci este un proces, pacientul revine supărat, cât de mult timp durează acneea? Deci poate în urma unui tratament pacientul să scape definitiv de această patologie sau totuși va fi bântuit toată viața? Desigur că da, iar predispoziția rămâne. Dacă să ne amintim de cauza primordială, care este fondul hormonal al pacientului sau pacientei, da, de nivelul de androgen și estrogen, acest fond hormonal, dacă nu este patologic, dacă este fiziologic, fără să aibă chisturi ovariene, da, o domnișoară, are un nivel crescut de androgeni.
Asta duce la domnișoara să arate mai suplu. Nouă ne place la bărbați, acum este stimat acest lucru la femeia androgenizată, da. Foarte, foarte subțire și cu tenul gras și de obicei cu acnei. Dacă el este fiziologic, așa este organismul. Bineînțeles, predispoziția se păstrează. Dar în următoarea etapă, după ce se obține un rezultat bun, se școlarizează pacientul, se învață care sunt factorii externi agravanți și care sunt acei pe care trebuie să evite ca să nu revină patologia înapoi sau la primele semne de revenire apar comedoane. Sau folosim o perioadă keratolitice, apare inflamația, folosim o perioadă antibacteriene. Sunt produse dermatocosmetice de îngrijire, tratament sau de tratament a formelor ușoare. Sunt creme foarte plăcute care pot fi periodic folosite seara înainte de culcare, care ne-ar stopa dezvoltarea unei forme vizibile de acne. Chiar dacă practicul să păstreze predispoziția. Și iarăși, în funcție de tratament, dacă tratamentul pe care noi îl prescrim duce la hipotrofie, la micșorarea glandelor sebacee, la micșorarea răspunsului glandelor sebacee la acei hormoni, ar putea să trateze din start pentru toată viața. Iar despre factori, cu mare plăcere, o să vorbesc în continuare. Iată, cât despre fonul hormonal. La femei, în perioada sarcinii, au loc numeroase schimbări la nivel hormonal. Ce se întâmplă cu acnea în această perioadă? Se intensifică ea? Apare, dispare? Sunt unele mituri, chiar știu, legate de această perioadă. Da, probabil și în funcție de sarcină. Este un băiat acolo în burtică sau este o fetiță, pentru că și asta influențează la fondul hormonal a femeii, dar situații sunt diferite. Sarcina ar putea să fie și unul din factorii care va provoca acnee, da? Nu a făcut acnee doamna niciodată până la sarcină și la 21 de ani rămânând însărcinată s-a început dezvoltarea sindromului seboreic, s-a schimbat fondul hormonal. Poate fi invers, a fost permanent predispusă la acnee și după sarcină fondul hormonal schimbă și nu mai face acnee, nu mai apar leziuni caracteristice. Nu este o lege, nu știu care sunt miturile pe care le-ai citit, dacă din start le-am numit mituri. Da, sunt probabil mituri. Cât despre tratamentul medicamentos? Este acesta accesibil tuturor persoanelor? Pentru că costul contează, mai ales dacă vorbim despre un tratament de lungă durată, adică deseori folosit de către pacienți, ar fi și asta un impediment pentru cei suferinți. De acord, neapărat voi calcula chiar pentru mine cam cât ar costa un tratament de 2-3 luni în diferite forme de acne, dar este relativ accesibil. Marea majoritate a medicamentelor care se folosesc de prima linie în tratamentul acnei, în ultimii ani s-a micșorat prețul. Deci sunt preparate care deja s-au răscumpărat pentru companiile farmaceutice care le-au elaborat și care le produc. Prețul la moment eu îl consider destul de accesibil. Când vorbim de bani și sănătate, întotdeauna sănătatea întotdeauna e primul loc. De ideea că multe persoane se plâng în Republica Moldova că nu ar avea bani de tratament și nu vorbesc de categoriile sociale care într-adevăr sunt cu venituri foarte mici, dar de familii cu un venit mediu sau mai mare decât mediu, care se plâng că tratamentele sunt scumpe, totodată consumând foarte multe resurse financiare pentru lucruri nu folositoare, dar chiar nocive pentru sănătate. Da? Un bărbat tânăr de 22 de ani cu acnee care fumează și cheltuie în jur de 1000 de lei pe lună pentru țigări, poate să vină cu o plângere că consultația medicului e cam scumpă, 200-300 de lei, este mult. Deci să cheltui 1000 de lei pe țigări, care îți strică sănătatea, e ok, să cheltui 300 de lei pe o consultație, este mult. Să cheltui 2000 de lei pe motorină sau pe benzină și să mergi la service auto, să lași în mediu 1000 de lei sau 2000 de lei pe lună sau 10.000 de lei pe lună, este ok, pentru că asta e mașină, este ceva important, iar să cheltui 5, 6 sau 1000 de lei pentru o cură de tratament antiacnee ar fi cam scump. Eu mă străduiesc să nu discut pe acel moment și uneori chiar nu e bine dacă sunt terapie
terapii, nu vorbesc de acne, că de obicei sunt accesibile, într-adevăr, dacă sunt în unele situații preparate medicamentoase care, într-adevăr, au un preț cam mare pentru unele categorii, uneori este rău să știm noi medicii despre asta, pentru că cunoscând situația, s-ar putea să nu prescrim preparatul corect, care trebuie să-l prescrim, din considerent că ne pare rău, ne este jale, că el este prea scump. Nu este problema, de fapt, a medicilor, este o problemă a economiei în țară, dacă cineva nu are bani pentru tratamente. Deci, pe termen lung, mai are acnei alte consecințe, bine, în afară de aspectul inestetic pe care îl conferă? Da, și problemele psihosociale de care am vorbit anterior. Da, sunt acele cicatrici și urme post-acne care pot rămâne toată viața în formele severe de acne. Și marea majoritate a pacienților care rămân cu urme sunt de fapt forme, pacienți care au avut forme banale, obișnuite de acne. Acne vulgară s-ar traduce acne banală, da? Vulgar din greacă sau latină, nu mai știu, ar fi obișnuită, banală, da? Sună așa, destul de vulgar în limba română. Deci sunt pacienți cu forme obișnuite, dar care iubesc să stoarcă coșurile, să pună mâna pe față și, propriu zis, singur își creează leziuni profunde în piele care lasă urme. O regulă absolut pentru toți, atât ceea ce putem spunem la televizor fără să avem să ne gândim că pacientul ar face ceva greșit, este să nu stoarceți coșurile, să nu puneți mâna pe față. Bine. Fără o spălat sau o grijă. Cum procedăm în asemenea caz când apare, vedem un punct roșu, o pată sau ne dăm noi seama că este un început de... Astăpăm oglinzile. Asta... Nu ne mai uităm în oglindă, uităm de narcisism, nu ne mai... Deci nu ne mai provocăm plăcere de a ne savura imaginea în oglindă, eu glumesc desigur, dar ideea este că toate traumatismele care le provoacă pacienții storcând aceste coșuri nu duc la altceva decât la traume, la leziuni care pot lăsa urme și la stimularea și mai mare a acnei, deci la o provocare și mai mare. Sunt destul de mulți, iarăși nu am făcut o statistică exactă ca să spun că sunt 20%, 30% sau 10% din pacienți care nu au niciun prilej să facă acnei, nu au nicio cauză internă, hormonal, nu sunt androgenizați, nu au tenul gras și hiperactivitatea sebaceei și fac acnei comedonală, polimorfă, doar din cauza îngrijirii incorrecte a pielii. Se expun la soare fără protecție solară, asta duce la apariția comedoanelor. Își storc acele comedoane stârnind un proces inflamator și provocând acnei, folosind fondul de ten zilnic, de dimineață până seara, câte 14-16 ore pe zi. În mai multe straturi? În mai multe straturi, așa că pielea aceea să nu aibă nicio șansă, glanda sebaceea, să scoată sebumul la suprafață. Îl blochează cu uleiuri, cu măști, cu diferită cosmetică și își dezvoltă propriu zis acnee doar din ocupația, din îngrijire incorrectă, din cosmetica incorrectă, neadaptată tenului. Este o fericire pentru medic când ajung așa pacienți, pentru că tratamentul în asemenea caz s-ar rezuma la niște reguli de comportament. Excludem produsele comedogene, uleiurile, cremele grase, fondul de ten. Îl folosim ocazional când trebuie, pentru o oră, două, o cină, teatru. După care îl spălăm, îl demachiem corect, ștergem și demachiantul de pe față. Da? Nu folosim măști inutile cu uleiuri. Deci fiecare produs este adaptat unei situații. Și la noi foarte mulți folosesc produse neadaptate situației. Folosesc produse hidratante pentru persoană cu ten gras predispus la acne și ele
vor stimula. Nu mai stoarcem coșurile, nu mai scoatem comedoanele. Iarăși, sunt produse în farmacie prescrise de medic, sunt produse de îngrijire care ar face la curățarea comedoanelor fiziologică, normală. Da, ea durează mai mult timp, dar nu are niciun sens să-l extragem ca să apară peste o săptămână înapoi alt comedon. O săptămână merge cu o leziune care și-a provocat, cu o zgârietură, cu un traumatism, cu două, trei glande sebacee cu ducturile rupte sau rupte în bucățele de la presiune, o să apară nu un comedon, dar trei, alături, după ce alături, da, împrejur. Și în așa caz, uneori noi învățăm persoanele, pacienții, doar să îngrijească corect de față, să nu facă lucruri dăunătoare și acnea trece fără medicamente în multe cazuri. Ce ziceți despre acele proceduri cosmetologice pe care este o tendință în ziua de astăzi ca femeile să facă tot felul de peelinguri, de măști, de nu știu cât ele sunt de binevenite și ce rol au, cumva favorizează apariția acnei sau nu? Marea majoritate a procedurilor cosmetologice, cosmetice sunt studiate, sunt îndreptate pentru o anumită situație. Peeling-ul este bun în acnee, dar întrebarea cu ce se face peeling, cât de profund, în ce stare acnei, da? Se face concomitent cu tratamentul sau se face doar ca tratament și ar putea să nu fie eficient. Pentru asta și avem, cosmetologie este de fapt o parte a dermatologiei. Noi, dermatovenerologii, dermatologii, suntem licențiați inclusiv și în cosmetologie medicală, da? În acea pentru tratament și desigur am include unele proceduri cosmetologice în tratamentul acnei, sunt de ajutor de fiecare dată, dar făcute corect, făcute de un specialist care are licență, care are certificat de abilitate în domeniul respectiv, ca să stabilească diagnoza concret, să stabilească tipul concret și care este schema de terapie. Ajută peeling-urile în acnee, ajută criomasajul cu azot lichid în acnee. Chiar și acele curățări cu ultrasunete non-traumatizante tot sunt admise. Important e să vedem care este specialistul care se ocupă de aceasta, care sunt abilitățile noi. Pentru că oamenii des confundă cosmetologia cea exact. Medicală cu o specialitate din școală profesională. Am făcut-o și eu seara, da. Așa, pentru cultură generală, care se numește specialitatea cosmetician-estetist, da? Care are un rând de abilități îți oferă. Este cumva el limitat în proceduri și în... Deci, absolut. Din câte știu, nicio procedură invazivă, nicio procedură cu sânge, da? Deci, deosebim medicii de persoane care nu au studii medicale, care au studii profesionale. Școala profesională de cosmetician-estetist poate să o facă orice persoană, având studii, cum se numesc ele, de medii, 9 clase, da? Gimnaziale. Gimnaziale, exact. Având studii gimnaziale și frecventând o școală profesională timp de 6 luni sau timp de 2 luni jumate, ceea ce am făcut eu intensiv, da? Cu mai multe ore pe zi. Și este o diferență de abilitățile persoanei care, neavând facultatea de medicină, da, având 9 clase, a făcut 2 luni jumate studii intensive la școală profesională și un medic care trece prin 6 ani de facultate și cel puțin 3 ani de rezidențiat, da? Cel puțin 9 ani de studii specializate versus 2 luni jumate. Dacă la asta mai adăugăm și studii prin doctorat, încă vreo 3-4 ani, un medic ar stabili mai bine. Noi avem specialiști dermatologi care practică și sunt abilitați și interesați cosmetologia cea medicală corectă. Sunt medici foarte mulți care tot ar putea să ajute chiar din start un pacient cu acne, incluzând și niște proceduri cosmetologice. Avem cosmeticieni estetiști care au facultatea de medicină absolvită, deci au făcut aceeași școală profesională, dar nu după 9 clase, dar după 6 ani de medicină, care au făcut perfecționări în domeniu, care au făcut cursuri de abilitate și iarăși o să fie un tratament responsabil și adecvat și procedurile corecte. Dar se mai aude din popor și mai
numele și la noi, persoane care nu au nicio legătură cu medicina, care au făcut o școală profesională, nu mai știm cum, și cu scop de a obține niște bani, fac proceduri necorespunzătoare acelei licențe, acelui certificat de abilități pe care le are, cauzând acutizări de acne. De aceea, pentru toți telespectatorii care frecventează un cabinet cosmetologic, verificați licența, care este abilitatea, și dacă este cazul în unele situații să mergeți la cosmetician, estetist, care mai mult răspunde de aspectul estetic, ar putea să pună un machiaj corect, să facă un masaj relaxant sau de ameliorarea circulației, dacă pacientul nu are probleme de sănătate. Sau să mergeți la un cosmetolog, la un dermatolog, cu alte cuvinte, care are abilități să-i trateze boală. Da? Cosmeticienii estetici sunt acei cu școală profesională pentru persoanele sănătoase, care se duc pentru îmbunătățirea aspectului fizic prin diferite proceduri. Asta este o dilemă a pacientului în ziua de astăzi, pentru că în momentul când apar unele semne de boală, deci el e un pic dezorientat, confuz, nu știe încotro să se îndrepte la ușa cărui specialist să bată, și zic eu că până a recurge la unele proceduri cosmetice ar fi cazul să se adreseze unui dermatovenerolog pentru o consultație concretă și complexă, ca ulterior să știe ce proceduri îi sunt permise a fi efectuate. Exact. Și așa, ca să aducem un omagiu și Ministerului Sănătății, nu uităm și de medicina asigurată și cea primară. Da? Dacă pacientul cu orice problemă, nu neapărat de piele, s-ar adresa la medicul de familie, medicul de familie la rândul său i-ar putea da o îndreptare sau recomanda la ce specialist se adreseze, unde se facă o programare, chiar și la locul de trai, la dispensarul municipal, dacă vorbim în Chișinău. Dacă pacientul nu dorește să omită, medicina privată nu este interzisă în Moldova, poate să se adreseze de sine stătător, contracost, la consultația specialistului care și-l dorește. Ce zice medicina tradițională despre acnea vulgară? Sunt cumva unele proceduri, nu știu, comprese, unele idei, remedii naturiste care totuși nu ne permit să recurgem noi la tratamentul medicamentos? Desigur că medicina tradițională tot este bazată pe o experiență. Nu știu cât este dezvoltată medicina tradițională în Republica Moldova. Eu nu sunt absolut puternic în remedii naturiste. Mă pricep foarte bine în industria farmaceutică, în modul de acțiune a diferitor preparate medicamentoase, și avem și reușite. Da? Ați studiat bine farmacologia? Știm, n-am fost cel mai bun student la farmacologie. Am studiat-o probabil post-factum, deja de nevoie. De nevoie. Cum fac marea majoritate. În anul 3 la facultate e mai greu să înțelegi fiziopatologia și farmacologie, iar mai apoi n-avem încotro, că altfel nu înțelegem boala și nu știm cum să o tratăm, nici să o depistăm. Într-un final, în concluzie, medicina tradițională are drept să existe, dar personal nu prea cunosc pe nimeni care s-ar ocupa de medicina tradițională ca să rezolve problemele de sănătate. Bineînțeles, unele recomandări pe care pacienții le pot găsi pe internet de tratamente naturiste în acne, unele conțin aceleași substanțe medicamentoase care noi le prescrim. Da, să zicem, în perioada rece a anului, în sindromul seboreic, după ghidurile de tratament pe care noi le creiem, după standardele medicale, s-ar indica doze medii sau mari de vitamina A. Da, retinoizii, care se dă în stările severe de acne, toți sunt derivația vitaminei A. S-ar recomanda aceeași vitamina A, o putem găsi în unele produse alimentare. Da, și medicina tradițională ar recomanda consumul în cantități mai mari a acestor produse. Și iarăși, aceeași vitamina A, același retinol acetat ar rămâne în organism. Doar că o capsulă micuță galbenă conține mult mai mult vitamina A decât ar putea un om să consume din produsele alimentare. Și când pacientul vine la medic, noi tot ne dorim un efect mai rapid, da, un efect în 3 luni sau în 5 luni mai rapid decât 2 ani să consume rucolă. Dar ce zice, care este rolul alimentației totuși? Citisem undeva prin internet că alimentația unei persoane bogată în grăsimi, în carbohidrați, ar favoriza dezvoltarea acnei.
Este corect această afirmație, dar nu este deloc primordial. Deci, noi putem, dacă o căutăm și o să ne gândim, o să găsim 50 de factori sau 100 de factori care ar putea favoriza acneia. Niciunul din acești factori nu are nicio influență dacă persoana nu este predispusă, dacă hormonal este ok, dacă glandele sebacee nu răspund exagerat la o cantitate mică de hormoni, spre exemplu, androgeni. Nu sunt atât de importante. Ele sunt importante. Fiecare aspect a vieții noastre, a modului de viață, care noi tindem să fie sănătos, își are influența sa asupra diferitor sisteme și organe, asupra diferitor patologii, dar nu sunt niciodată de primă valoare. Ceea ce influențează mult dezvoltarea și evoluția acneei din alimentație este consumul de alcool. Cu siguranță stimulează dezvoltarea acneei și evoluția acneei o face mai severă, inducând o creștere a secreției de sebum, a secreției de grăsimi, care noi în cursul tratamentului încercăm să o reducem, noi uscăm fața asta, iarăși trebuie pacienții să înțeleagă, cam trebuie toți pacienții să treacă printr-un ten uscat în decursul la 3 luni de tratament, să zicem. Altfel, noi trebuie să mai adăugăm ceva ca să înțelegem că s-a redus sebaceea. Păi, iată, alcoolul stimulează seborea și ne face probleme. Toate alimentele picante și băuturile, de ce nu picante, iute, piperat, la fel este bine știut că stimulează și stimulează destul de intens seborea. De aceea pacienților le recomandăm să evite consumul de picant, să evite consumul de alcool. Cel mai ușor această influență se simte la persoane care fac dermatită seboreică, mătreață, dermatită seboreică a scalpului, mătreață, mai este și pe față, tot cu scoame, sprâncene, împrejurul nasului, se întâmplă să fie pe corp, iarăși partea superioară a toracului, zona seboreică, la fel, cu niște scoame. Ce este dermatită seboreică? Este pe fond de aceeași hiperactivitate a glandelor sebacei, pe fond de ten gras, păr gras, se mulțește o ciupercuță care foarte bine mănâncă, se hrănește din acel sebum, deci se creează un mediu foarte bun, pteroporoză, nu cred că mai vorbesc cu multe cuvinte chineze, da? Exact. Deci, și duce la acele scoame albe care noi în popor le numim mătreață. Și atât persoanele care tot din același sindrom fac destul de frecvent mătreață, cu sigur au observat, au consumat alcool mai în exces. A doua zi, mai multă mătreață, împrejurul nasului roșu, scoame. Au mâncat ceva iute, picant, da, la o șaurmărie. A doua zi, iarăși, se înroșește, se începe mâncărime, se încep scoamele. Este același lucru și în acneea vulgară sau în acneea tardivă. Consumul de alcool și de picant, cu siguranță, ne face rău. Ceea ce ține de consumul de dulce, care mulți îl consideră unul din factorii favorizanți sau provocatori de acnee, n-aș spune că ar putea consumul de dulce să provoace acnee. Cu siguranță nu o provoacă. În situația când acnee este necontrolată, medicamentos, deci nu este tratată, când sunt leziuni inflamatorii, papule, pustule, coșuri, cu sau fără conținut purulent, atunci consumul de dulce ar putea să ducă la o agravare a situației. Crește nivelul de glucoză în sânge, bacteriile au mai mult hrană, se mulțesc mai rapid și un pic s-ar observa o acutizare. Iar în tratament, în general, deci un pacient care deja este sub tratament, consumul de dulce, cred eu că nu influențează deloc evoluția acnei. Pe final de emisiune, care sunt principalele recomandări pentru toți telespectatorii noștri? Despre faptul că trebuie să ne adresăm la un specialist în domeniul dermatovenerolog, asta este clar pentru toți, dar ce ține de igiena personală, pentru că asta este foarte importantă? Da, în afară de adresare, rugămintea la pacient și sfatul meu ar fi să se adreseze cu adolescenții, părinții, dacă ei sunt responsabili de copii, să adreseze la primele simptome în forme ușoare. Pentru cei care au făcut deja cure de tratament, să nu se lase bătuți. Cel mai probabil, dacă tratamentele au fost ineficiente, că nu s-a făcut până la capăt sau nu s-a luat în considerație un factor. Dacă este problemă, dacă problema cauzează un disconfort psihosocial de care am vorbit, rezolvați-o. Chiar dacă primele 3 tentative sau 5 tentative nu au fost reușite,
Nu trebuie să vă disperați, stimați pacienți, și mergeți la, din nou la consultația medicului dermatolog, selectați, deci medicul va indica o schemă de tratament și cel mai probabil că vă va soluționa situația. Ceea ce țin de îngrijire, am să repet, cred că cel mai important, nu striviți, nu stoarceți, nu masați zona seboreică. Mâna pe față se pune de două ori pe zi, dimineața și seara, când spălăm fața. Apropo despre acest lucru, țin minte că fiind studenți la orele dumneavoastră de dermatologie, foarte des ne făceați observații nouă fetelor. Nu puneți mâna pe față, mai aveți atât, lăsați mâna jos, o să dezvoltați neapărat comedoane. Da, așa și este. Deci mâna pe față, dacă vrem să o spălăm sau să aplicăm o cremă de îngrijire sau de tratament, atât. Niciun fel de poziții, cu capul se ține bine pe gât, nu neapărat să-l susținem cu mâna de desubt. Și asta tot noi ar soluționa. Noi ca studenți, foarte obosiți, greu, nedormiți. Informații. Temele la dermatologie sunt foarte complexe, profesorul este foarte sever, ne întreabă foarte riguros. Cel mai sever, cu siguranță. O a doua, deci următoarea recomandare, cunoșteți-vă dușmanii, cunoșteți-vă cei factori favorizanți. Am vorbit chiar acum despre alcool și picant. Nu le consumați dacă faceți sindrom seboreic. Am zis ceva de protecție solară. Soarele este dușmanul acnei. Și chiar dacă după perioada verii razele ultraviolete au un efect antiseptic și coșuri parcă sunt mai puține, dar asta generează multe comedoane, multe dopuri și în toamnă de obicei vor apărea și mai multe coșuri. Deci soarele este dușman și el trebuie toate persoanele cu acnee, cu sindrom seboreic, să vă protejați în perioada caldă a anului de razele ultraviolete folosind o cremă adaptată tenului gras, ușoară, fără uleiuri, fără substanțe comedogene. Cosmetica pentru femei. Fondul de ten, înlocuiți-l cu o pudră, dacă doriți să vă machiați, sau cel puțin folosiți-l ocazional, nu zilnic și nu toată ziua. Și da? Nu mai ales vara. Vara nu vara, pentru special. Că tot este un factor provocator. Atunci când îți cunoști bine dușmanii și faci lucrurile corecte, chiar și o persoană predispusă la acnee va face o formă ușoară care cel mai probabil nu o va deranja. Absolut. Domnule doctor Eugen, îți mulțumesc din suflet pentru prezență și pentru informațiile prețioase oferite. Sper că telespectatorii noștri au ascultat cu mare atenție și vor ști cum să procedeze în cazul apariției acnei vulgare. Și vă eu mulțumesc. Mulțumesc mult pentru invitație și aștept noi invitații cu mare plăcere, voi mai veni la voi. Dragi telespectatori, aveți grijă de sănătatea pielii dumneavoastră și nu ezitați să vă adresați la specialist atunci când apar unele probleme de sănătate. O zi cât mai frumoasă în continuare, vă doresc multă sănătate!